emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Banii Tăi. Bună seara, Marius. Bună seara, Cristiana, bună seara, stimați telespectatori. Cum v-am dezobișnuit în ultima săptămână, apar din nou 19 și 15 Banii Tăi, același sponsor, subiecte de interes pentru buzunarele noastre. Cu siguranță vorbim despre această dată, despre potențialul Dunării și vorbim despre cum ne poate ajuta economia. Cu siguranță că avem nevoie de Dunăre. Dacă tot o avem aici, este păcat să nu profităm de importanța pe care poate să ne ofere un fluviu din punct de vedere al transporturilor și cum poate crește economia. Iată că acum o săptămână, cred, a venit ministrul transporturilor la Galați și a început un soi de proiect cu finanțare europeană prin care să se realizeze o conectare a Europei, se numește proiectul, prin care să ajute și România cu Dunărea. Eu vă întreb, ce importanță are Dunărea pentru economia Galațiului? Într-un final, politicienii noștri, ca de obicei împinși de Uniunea Europeană, și-au dat seama de valoarea Dunării și de valoarea potențialului acestui fluviu, care poate avea un impact extraordinar asupra economiei. Până acum nu i-a interesat, până acum n-au nicio problemă. Așa cum am spus întotdeauna, sunt impotenți politic, habar n-au ce se întâmplă în economie, habar n-au unde ne ducem, habar n-au ce vrem de la economia asta ca să progresăm, ca să putem avansa. La cererea și la îndemnul Uniunii Europene, se vrea, Uniunea Europeană vrea să transforme Dunărea într-o autostradă, să-i spunem așa, într-o nouă autostradă, incapabil fiind să construim autostrăzi care să lege Constanța de Budapesta, că după aia de la Budapesta încolo totul este aranjat. Deci impotenți economic, politic fiind, până acum clar s-a dovedit, și neputând lega portul Constanța de restul Europei pentru a tranzita mărfurile, Uniunea Europeană a hotărât să dezvolte calea fluvială. În campania electorală am fost unii dintre noi care am spus clar că acesta ar putea fi un motor de dezvoltare economică. Nu a ascultat nimeni, s-au votat și mai mulți se puteau vota dacă erau pe listele celor care au primit voturile. Acum, într-un final, împinși de la spate, și-au dat seama că Dunărea reprezintă un potențial extraordinar de creștere economică. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că toate mărfurile care vin din Orient, care vin din Asia, care vin în special partea de energie, este interesantă pentru Europa, zona noastră e interesantă pentru Europa, în special pentru energie, energia care poate veni sub formă petrol, gaze și așa mai departe din zona fostelor republici sovietice, Turkmenistan, Uzbekistan, via Georgia, via Marea Neagră, via portul Constanța. Suntem un nod foarte important. Portul Constanța e unul dintre marile porturi în zonă și cu siguranță pentru Uniunea Europeană e un foarte mare port față de porturile din Bulgaria sau porturile din Turcia, care sunt destul de departe. Deci portul Constanța fiind un nod extraordinar de important, trebuie legat acest nod de restul Uniunii Europene pentru a putea avea o alternativă Europa energetică și nu numai, și de mărfuri, ținând cont că parte din mărfuri venind prin Constanța scurtează drumul, nu mai e nevoie să ducă în Amsterdam sau să le descarce în porturile vestice. Și atunci toată această mare cantitate de marfă ar putea veni pe canalul Dunăre-Marea Neagră, care deja l-avem, e o operă de artă care s-a făcut cu sacrificii, e o operă monumentală, aș putea spune, s-a făcut sacrificii, mii de oameni au murit acolo, noi am suferit ani de zile de foame pentru acest canal, iar după acest canal s-ar intra pe Dunăre și s-ar merge pe canalul Rhin-Main, s-ar ajunge până în Hamburg, deja până în Marea Nordului, cine nu știa. Numai că, așa cum avem în toate domeniile de activitate, toate aceste porturi sunt ba distruse, ba subfinanțate, ba lăsate în paragină și infrastructura este aproape zero. Deocamdată au venit într-o misiune de studiu, deocamdată au venit într-o misiune să se deștepte, să vadă ce și cum. Sperăm că vor transmite celorlalți miniștri care vor urma ceea ce vor constata acum, pentru că la momentul ăsta nu prea văd ca
miniștri să mai rămână foarte mult timp. Da, probabil ajunge câteva să fie luni un fel la de telefonul fără fir. Cine așa ar trebui, probabil ar trebui să facă niște documente, să scrie, să lase niște rapoarte, să facă o previziune pe termen lung, să facă niște proiecte pe termen lung și așa mai departe. Eu sunt ferm convins că Europa se va ocupa de treaba asta, cu siguranță va fi un comisar al Uniunii Europene care se va ocupa de treaba asta și indiferent cine va fi la conducerea Ministerului Transportului sau oricărui minister din România, n-are importanță, ei vor avea grijă să se deruleze proiectul așa cum trebuie, așa cum vor ei și așa cum trebuie, bineînțeles, dezvoltând zonele. Ce înseamnă pentru Galați, să spunem, acest impact al Dunării în condițiile în care transporturile vor reveni la normal, în condițiile în care porturile vor fi revigorate și, de ce nu, în condițiile în care și transportul de pasageri va fi revigorat? În primul rând, navele vor tranzita inclusiv Galațiu. Galațiu este un port care poate primi, găzdui nave maritime până la vreo 65.000 de tone, din ce știu eu. Acum nu mai știu dacă șenalul navegabil permite sau nu, specialiștii știu, dar Galațiu este un port în care poate veni o navă maritimă să descarce până la un anumit tonaj destul de mare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mărfurile, eu știu, din China, mărfurile din Turcia, de ce nu, eu știu, petrolul din zona care am spus via Georgia și traversând Marea Neagră poate ajunge și fi descărcat la Galas, nu neapărat la Constanța. Asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă vânzări de motorină, apă, alimente și așa mai departe, înseamnă revigorarea, eu știu, alimentației publice, pentru că marinarii pot coborâ și vor coborâ să facă cumpărături, să mănânce, să bea, să distreze și așa mai departe. Ține minte, înainte de 89 erau ceva marinari și în general străini, destul de mulțișori care ajungeau în Galați, în barurile erau pline de marinari aproape tot timpul, se tranzita, se pleca, se făcea export, se făcea import. Acum zona este moartă, precum știm. Și de ce nu s-ar putea revigora sau s-ar putea reiniția transportul de pasageri, ținând cont că pe Marea Neagră sunt croaziere, sunt croaziere pe fluviu până, eu știu, până la Viena, Budapesta, Viena, se pot face escale de alimentare, se pot face escale de o zi, se pot face escale de două zile în oraș, în condițiile în care suntem suficienți de inteligenți, ce n-am fost până acum, suntem suficienți de activ și cu un spirit practic să putem oferi, eu știu, două, trei atracții de un anume fel, nu știu eu de care, nu neapărat arhitectonice, poate să fie culinare, poate să fie, eu știu, medicale, poate să fie de un anume fel pentru a atrage pasagerii de pe aceste vase de croazieră. No, adică potențial turistic am avea, pentru că de obicei străinii care ajung în orașul nostru sunt încântați de ceea ce văd și sunt ușor uimiți de faptul că noi zicem, da, Galațiul. Ei privesc cu ochi bun orașul. Privesc cu ochi bun pentru că nu e ușor să ajungi dintr-o civilizație și să ajungi cu 50-70 de ani în urmă într-un oraș și normal că te minunezi. Problema e că stau o zi, două și fug, dar e suficient. Zi, două să prindem grupuri de turiști pentru o zi, două, deja s-ar revigora cât de cât activitatea într-un oraș în care seamănă încet, încet cu Valea Jiului, în care activitățile economice sunt căzute, în un oraș în care lipsa locurilor de muncă este clară și evidentă. Da. Cam acesta a fost timpul dedicat emisiunii despre Dunăre. Din păcate avem fluviul aproape de noi, dar nu l-am valorificat. Sigur, o să vă ținem la curent, o să încercăm o emisiune mai amplă în condițiile în care vom avea noi informații, în condițiile în care guvernanții vor decide totuși să facă și un lucru serios, nu numai să se gândească să trimită niște bani pe care apoi să-i sifoneze pe diverse căi să le ajungă înapoi lor în buzunare. Vă mulțumim că ne urmăriți. Mâine din nou la 19:15 cu noi. Mulțumim sponsorilor. O seară bună în continuare. La revedere! La revedere! Emisiune sponsorizată de Condor Oil.